domnule ministru, firma care ar fi trebuit să livreze măști pentru persoanele defavorizate, înțelegem că nu s-a livrat până în acest moment nicio mască pentru persoane. Avem livrate până ieri 30.800.000 de măști la 12 județe, ieri livrându-se în Botoșani, Harghita, Covasna și restul de măști pentru Ilfov, 600.000. Urmând ca până în cele două zile, cum a stabilit Comisia de Licitație, să livreze toată marfa, altfel se reziliază acest lucru.